Fontana de Marne. Acolo zăpezile sunt calde. Frunțile munților netede. Ochiul din prelucă blând. Sângele aur. Inima plumb și aramă. Oamenii stau agățați de spinarea stâncilor materne, scormonind zările cu focul din privire domol. Femeile dau zile vieții, iar pruncii viață zilelor dau. Acolo toate săptămânile sunt duminici. Hainele sunt de sărbătoare toate. Țuica din prună mistreață, slana-i cărnoasă, pâinea din grâu aurit, munca izvor de comoară, răsplata pe măsura muncii croite. Și nimeni nu moare acolo, ci doar adorme un pic. Iar ochii văd încă mult timp după aceea și râd sau plâng cum e vremea. Acolo cineva mi-a îngropat în zăpadă inima. Astfel izvoarele toate, calde râuri și dorul petrec printre șesuri, până departe la mine ajung și îmi umplu golul din piept cu cenușii. Ultimele două versuri din poemul Țara de Margine și iată-me de data aceasta în episodul final al serialului Testamentul Filosofic, cufundați într-un alt registru decât cel analitic, contestatar, de revoltă, de mâhnire, ne aflăm în miezul inimii lui Mihai Gana, doctorul Mihai Gana, doctorul misionar, în miezul inimii sale de maramureșan. Doctor Gana, am rugăminte. Știi că noi nu am pregătit nimic. Dinainte n-am făcut program și e timpul să afle și telespectatorii noștri. Nu regizăm. Ne prezentăm așa cum suntem, cu naturalețe, uneori stângaci, uneori casanți, dar întotdeauna sinceri. Numai că o ființă umană nu e una și numai una. Este oglindirea unor fețe, este o oglindire polivalentă și spuneam că ne aflăm în miezul inimii doctorului Mihai Gana, inima sa de poet plecat și tânjind după țara lui de margine. Spune-mi, te rog, doctor Gana, de ce țara de margine și nu Maramureș, pur și simplu, așa cum e titlul volumului Odele Maramureșului, de ce țara de margine? Țara de margine, deoarece se află situată undeva marginea de nord, pe hartă, pe arealul geografic național. Acolo unde se pune harta în cui? Acolo unde se pune harta în cui. Și zic eu că este străjuită de munți,
mulți modești, nici prea scuns, nici foarte înalți, dar viguroși, de stâncile cărora stau acățate satele Maramureșului și chiar oamenii. Așa i-au văzut romanii când au venit încoace, agățați de stâncile munților și de acolo ei scormonesc zările cu focul din privirea lor domol. Este un ținut binecuvântat de Dumnezeu, ales de Dumnezeu. Este o crâmpei de rai. Nu pot să nu vin în completare o perspectivă mai pragmatică. Așa cum ați luat la cunoștință din episoadele anterioare, biografia doctorului Ghana s-a desfășurat profesional decenii și decenii de-a rândul în sud, așa se zice aici în Maramureș, noi nord și ceilalți sud. Nu e nimic derizoriu, e doar o dicotomie geografică specifică limbajului regional, sudul și nordul. Și acolo în sud, doctorul Ghana a venit cu zestrea în nord, o zestră de sensibilitate, de loialitate, de credință, de simț magic, de trăire istorică și mitică și și-a trăit exilul interior în sud. Nici că s-a plâns, nici că nu s-a frânt, nici că s-a frânt, a dorit doar un singur lucru, să se întoarcă acasă în Maramureș și de un deceniu este înapoi acasă, în tărâmul pe care l-a cântat în taină, în secret, în tristețea foilor așternute cu slove pe care sistemul nu a dorit să le autorizeze a fi publicate niciodată în vremea comunistă. Nu se poate să nu mă întorc la iadul cenușiu în care a trăit nu numai doctorul Ghana, a trăit întreg poporul român. Ce ți-a dat ție tărie în înfruntarea cu vicisitudinile vremii istorice? Ce din Maramureș te-a ținut pe tine drept și neabătut? Probabil, zic eu, o problemă de geneză și de genetică. Sunt un om special, fiindcă aparțin unui areal special și oriunde am fost plecat, așa am fost considerat. Și așa m-am purtat și așa m-am și întors. Un om special. Maramureșenii sunt oameni speciali. Ce caracterizează pe ei? Omenia. Omenia este un atribut, o facultate fantastică al sufletului nordicului, zic eu, maramureșan, și a românului de nord, care probabil își trage seva din
pământul pe care îl calcă, pe care îl bătătorește cu picioarele atunci când dansează. Sau tropătește. Da, tropătește. Da. Pentru ca să fie sigur că duhurile rele stau acolo, că râul pământului stă acolo, dar să nu scape de acolo, așa cred eu. Și așa, ai dat și tu cuiva odată o replică și unui poet maramureșan, că acești oameni, din cauza asta, chiar așa e și spus, din cauza asta au așa acest dans special, pentru ca să stăvilească intenția răului de a ieși din adâncuri, de a ieși din grotă, cum zic eu. Eu am mai descoperit toată seriozitatea de un deceniu de când sunt aici cu tine în Maramureș, încă o componentă fantastică a Maramureșului. Cultul aproape mistic al muncii. Ce-ai putea să spui despre acest cult al muncii? Ai trăit aici? Acum, sigur că foarte bine că la mijloc de episod vreau să vorbim de legătura dintre testamentul filozofic, practic, și Odele Maramureșului. Dar înainte de acest lucru, am să îți răspund ce e cu acest cult al muncii. Eram medic de țară undeva, tot în arealul acesta, și un director de spital m-a luat pe lângă el să îl ajut acolo, la secția lui de interne. Și făcând vizita într-un salon de bolnavi internați acolo, la un moment dat am văzut un bărbat cu trăsături de astea nordice, de cum le zic eu, de viking nordic, viking de Maramureș. Viking de Maramureș, da, așa. Da, plângând. Și directorul care era secția lui și eu fiind un mânz pe vremea aceea, așa, mă consideram un mânz, care zburdam în toate specialitățile medicale și medico-chirurgicale înainte de a deveni chirurg, m-a oprit acolo, la patul acela, și am pus mâna pe bolnav. Întotdeauna mi-a plăcut să pun mâna pe bolnav. Nu să-i privesc de la înălțimea biroului și să-i chiar să îmi pun și o mască, nu cumva să mă contaminez de un virus sau, ci să pun mâna pe el. Și l-am întrebat, la îndemnul șefului, cum s-ar spune, de ce plângi, omule? De ce plângi, omule? Iar el își ținea așa o mână cu cealaltă și se uita, încerca să o miște, dar nu putea, fiindcă făcuse un accident vascular cerebral și era jumătate, cum s-ar spune, paralizat. Era hemiplegic. Și zice, plâng că nu mai poți lucra. Vai, ce m-a impresionat. Dacă ții minte și acum, și o să ții minte și dincolo de mormânt, plâng că nu mai poți lucra. Măi, păi, dar omul ăsta avea familie, avea copii, avea gospodărie, avea animale, cât n-avea el acolo. De nimic, da, nu era lui jale, ci de faptul că nu mai poate lucra, pentru că nu realiza viața
acest om decât prin muncă, prin efortul muncii, prin cultul muncii. Eu am mai descoperit cu ajutorul tău și cu ajutorul fraților, așa îi percep și ei mă percep, surioara lor venită, nu mai sunt de mult venitură, sunt de-a lor, fraților mei maramureșeni, am mai observat o componentă a mentalității maramureșene. Moartea nu este considerată în algoritmii săi de finalitate. Moartea, așa cum ai spus și în Țară de Margine, este un răgaz. Oamenii nu mor niciodată, ci ador acolo, puțin, în zăpezile calde. Nu sunt calde, fiindcă le-a încălzit inima poetului care a fost îngropat în zăpadă. E ca la Danco aici. Deci, da. Inima poetului îngropată, acolo a fost îngropată inima poetului și, inima și încălzește zăpețile. Ea pulsează acolo. E caldă, da. E fierbinte. Știi ce te rog? Mai amenată spune, candelă. Amenată candelă. Te-ai gândit exact la unul din bucuriile lecturilor mele. Gândul meu pulsează ca o inimă în care iubirea a intrat albastră, adusă de o caleașcă de aur într-un asfințit de nădejde, când norii scuturau penele albe peste chipul vânăt al destinului, de atunci mi-am pierdut clipa simțind viața pe genunchi. Între deschise buzele mea die speranța neliniștitelor aripi ce cată odihnă pe o retină de patim din ochiul negru al singurătății. Gândul meu pulsează ca o inimă în care iubirea a intrat albastră, aducând o ploaie de liniște, despletind vântul din mânie, încălzindu-mi icoanele ce se întorc la același izvor unde încep toate și se sfârșesc. Mereu când eu voi trece, iar anii adunase vor și scădea din sorocul și la sorocul lor nădejde, albastră iubirea tot și de toate, într-o zi amânată candelă de argint, va pleca în caleașca de aur trasă de trei cerbi alt spre țara zăpezilor calde, îngropând cenușa celor patru zări într-o inimă de diamant. Să te rog să-mi spui, pe înțelesul nostru, tâlcul titlului, amânată candela. De ce amânată? Pentru că mereu o amânăm. Amânăm aprinderea acelei candele care marchează într-un fel un sfârșit, dar în același timp și un început. Da. Și, dar fiindcă sfârșitul totdeauna e trist, sigur că îl dorim amânat într-un fel. Da. Ne rugăm și la Dumnezeu să mai amâne un pic. Doamne, mai lasă-mă un pic. Mereu am ceva de rezolvat, mereu am ceva de făcut, mereu am ceva de spus lumii și Dumnezeu se execută, cum s-ar spune. Da, și iertat, ne mai lasă și ne mai lasă. Iertat să-mi fie, nu pot să mă abțin să nu-mi aduc aminte de iadul din Testamentul Filosofic, prin care s-a dat biografie doctorului Nana un destin vânăt, exact ca în poemul Amânată candela. Un destin vânăt, nemeritat, și pentru care nu avem decât să
fim mâhniți, nu pentru că s-a întâmplat unui om prin hazard, unui om, doctorul Gana, ci pentru că ființa națională românească în sine a fost condamnată prea multă vreme la destin vânăt, destin prin care au fost alungate din cetățile, din cetăți, inimile care pulsează misionar în iubire de confrații. Comunismul a însemnat mai mult decât orice cultul urii între români. Ne gândim mai puțin la vremuri de restriște materială, vremurile de restriște le trăiește orice popor, dar cultul urii între oameni români n-a făcut, n-a condamnat ființa națională exact așa cum spui tu, la un destin vânăt. Eu acum observ în laptopul tău imaginea florilor de mină. Aș te ajuta să prezinți ce înseamnă floare de mină din punct de vedere maramureșan, nu este turistic. Este un miracol. Da. Te uiți așa și zi, Doamne, oameni, priviți minunile munților noștri. Munții noștri care, la un moment dat, am avut senzația că așa ar pleca și ei. Unde să pleci? Am un poem, am să-l citesc. Așa ar pleca și ei. Dar ce ascund în măruntaiele lor? Dar din ce sunt ei, din ce structuri fantastice sunt alcătuiți? Uite o bijuterie de trup, din trupul muntelui. Și eu așa i-am simțit și întotdeauna că ar vrea să plece undeva. Bine că n-au plecat și au rămas aici. Ar vrea să plece, nu știu de ce. Ei ar pleca cu satele în spinări, spre șesuri grele de lumină pline, prin șerpuite tainice cărări, călcând cu pașii grei peste coline. Oriunde și oricând ar vrea să-și mire, cu dor de ape învolburate în stânci, speranțele adunate într-o iubire de acele câmpuri galbene și adânci. Și nopți cu vijelii de dor încinse, când stelele-și trezesc în zori cocoșii, ei pleacă uneori cu brațe întinse, lăsând păduri pe fund de lacuri roșii. Și vine vreme bună în vreme rea, și în dureri se nasc dureri de stâncă, ei stau. Doar eu îi simt cum ar pleca spre acele șesuri nevăzute încă. Revenim la florile de mină. Noi trăim la modul cotidian între flori de mină. Ne-am obișnuit cu ele. Avem acces și acasă, dar avem acces la Muzeul de Mineralogie, care este o bijuterie, și invităm pe frații români de pretutindeni ca atunci când poposesc în Maramureș să nu ocolească Baia Mare și să nu ocolească Muzeul de Mineralogie, care are o istorie tristă și misterioasă ca și Maramureșul. Pe această idee a irealului material, magic, te rog, poete, te rog să ne mai spui ceva cu vocea ta.
neprelucrată, nefasonată de studio și mai ales cu încărcătură de emoție sinceră. Emoția omului din creație. Mi-am notat aici câteva, un poem care mi se potrivește. Pasărea furtunilor. Și iar mănânc cuvintele în aceste valuri perverse. Întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor, care viscolind prin odăi de ceară zăpezile calde, din altă dată în altă dată, cu frunzele risipite în taină, prin acest pod de grădiniță pierdută, întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor, care plânge în lumină risipind curcubee de ură, încuind cu șapte lacăte culorile, într-un fior de amăgire triumfătoare, când micile narfe goale și triste, pe țărm așteaptă cu minți deșteptarea de carne, tremurând orizonturile, întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor, care nu obosește în cristelniță vântul și nu frânge ciripitul flămând al șoaptelor reci. Întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor, care înfruntă speranțele lumii cu privirea tempestelor adormite. Cea care rostogolindu-se în umbre lovite de nevăzute aripi însetate, mușcând cu gelozie din soarele păgând roa eternă, întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor, care biciuiește noaptea stelele cu aripile desfăcute, niciodată statonică și taină în clepsidre nerăsturnată, întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor, care adoarme uneori pe umerii norilor de piatră, iscodind marea cu liniștea neștiută de uraganul dezlănțuit în iluzii, întreabă-mă, sunt pasărea furtunilor. Da, o pasăre a furtunilor, pentru că ideea de voință și de putere se construiește în mijlocul furtunii. Cine nu înfruntă cu adevărat tempestele, cum spui tu în poemele tale, nu este un om care să fi trăit, a vegetat. Dar cine este de fapt? Doctorul Mihai Gana, din Testamentul Filozofic, Obiectivul Murău, cu un volum impresionant de dosar de urmărire informativă, cu un dosar de cadre, așa cum vă spuneam, încărcat de ură și de miserie sufletească, oameni triști în felul lor, oameni nefericiți în imposibilitatea lor de a fi om alături de alt om. Deci, aș vrea să vă spun cine este chirurgul, să-l găsesc. Ai tu o definiție? Poezia? Poezioara? Da. Chirurgul? Da, definiția, da, chirurgul. Tu? Inima lui. Așa, te rog. Inima lui s-a retras fioasă în vârful degetelor. Rar, te rog. Deci inima lui s-a retras fioasă în vârful degetelor să poată palpa solitară dăruita viață. Să poată palpa solitar dăruita viață. Deci, degetele chirurgului și nu numai chirurgul Mihai Gana. Sunt atâția oameni doctori, chirurgi, oameni devotați semenilor lor. Doctorul Gana are o șansă. Are două componente ale existenței sale. Una de chirurg și aceea de
scriitor. Ceilalți confrații tăi chirurgi, în afară de vipuri, și astăzi nu mă ocup de lucruri supărătoare, mă ocup mai de lucrurile frumoase. Da, este ultima noastră emisiune, este și ultimul sezon și, și ultimul episod. Da, spuneam, de ceilalți confrații ai tăi, alții decât vipurile, care defilează prin saloane, exact cum ai spus, cu insemnele puterii de castă. Te referi la medici. Eu mă spun medici. Pentru că doctorii, chirurgi. Chirurgii sunt doctori. Bun. Restul sunt medici. Bine, restul sunt medici. Vorbeam de semeni, confrații tăi chirurgi, care au lucrat, au muncit cu tot atâta devoțiune față de pacient, și n-au nicio șansă, dar nicio șansă, să fie cunoscuți lumii, pentru că enciclopediile, indexurile alfabetice, dicționarele și așa mai departe se ocupă de personalitățile istorice, care de cele mai multe ori sunt exponente ale ticăloșii pe fața Pământului. Sau confecționate. În rest, oamenii cu adevărat sublimi în arta lor de a trăi, arta lor de a profesa, rămân într-un anonimat. Anonim să fie, pentru că este un anonimat sacru. Pe dragul lor, imaginăm acest ultim episod, așa zic eu, așa simt eu, de dragul sutelor de mii de anonimi, de oameni, milioane. Milioane, vezi cum începem să iubim? Și mă gândeam în timp ce te ascultam pe tine. Spune. Scuză-mă că te întrerup. Nu trebuie să nu-mi pierd ideea. Zic, oare au meritat mâinile acestea ale mele? Și ale altora. Care au efectuat mii și mii de operații. Știu că am numărat eu cândva până la 14.000 de operații. Am meritat eu să fiu obiectul unui dosar de urmărire informativă, să am un destin atât de mizerabil, croit de organele statului.